relativ obositoare, nu m-aș fi așteptat să fie chiar așa. Mai insistent, pentru că detaliile contează. Aici, în baltă? Da, în baltă, cu așa. A fost mult în soare, cu mult vânt, dar a fost foarte interesant și palpitant. Am avut multe de învățat, mi-a plăcut toată călătoria pe care am făcut-o prin Delta și mă simt ok, mă simt ușurat. Am fost ucenicul lui Marcel. Marcel este barcagiu și ghid. Mi-a arătat ce trebuie să fac cu barca înainte de plecarea în excursie cu turiștii, ce trebuie să fac în timpul excursiei, ce trebuie să fac după aceea. E foarte obositor și plin de responsabilitate. Redu. Vom intra pe canal. Vezi că se deschide canalul? Aici e mai problematic, oleacă. Să nu dai de fund, de vreo buturugă, de vreo ceva. Încet. Redu din viteză. Barcagii stau în legătură cu turiștii noștri cel mai mult dintre toți ceilalți. Și într-o relație foarte apropiată, de 2 până la 7 ore câteodată. Și se creează o intimitate care contează foarte mult în balanța finală a experienței pe care un client o are aici. S-a comportat fabulos, știe foarte multe. M-am simțit foarte bine pentru că el e un tip volubil, vesel. Uite, vezi încolo norie. Bine, ploaie. Eu prevestesc vânt, că vântul vezi bate de acolo. Se vede și după cum se ondulează papura. Când ai să mergi și tu, o să-ți dai seama. Am aflat extraordinar de multe lucruri noi de la el. Și despre el ca persoană, dar și despre Delta Dunării. A fost o experiență plăcută.